Ziua Mondială a Somnului a devenit un eveniment internațional începând din 2008. În fiecare an se sărbătorește în preajma echinocțiului de primăvară, iar anul acesta are loc pe 18 martie, desfășurându-se sub sloganul Somnul bun este un vis ce poate fi atins. Inițiativa aparține Asociației Mondiale a Medicinei Somnului, cu scopul de a atrage atenția asupra impactului pe care tulburările de somn îl au atât asupra individului cât și asupra societății. Este extrem de important somnul, pentru că cu cât ne odihnim mai bine, cu atât de mult suntem apți a doua zi. Aceste lucruri și aceste sensibilizări asupra somnului sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi. Sunt lucruri care țin de viața cotidiană, de eficiența noastră de zi cu zi. Statisticile care dau aceste tulburări respiratorii în timpul somnului, că sunt frecvente atât la femei cât și la bărbați, cu o frecvență de 2-4%, sunt și trebuie să ne rețină atenția asupra noastră. Potrivit specialiștilor, un somn bun este definit de 3 factori. Durată, care trebuie să îi permită persoanei să se odihnească suficient în timpul somnului și să fie alert a doua zi, continuitate, adică somn neîntrerupt, profunzime, astfel încât să înlesnească refacerea fizică și psihică. Conform unui studiu online publicat în decembrie 2015, peste un sfert dintre cei chestionați acuză stări de insomnie sau tulburări ale somnului. Astfel, problemele cu somnul reprezintă a doua cea mai comună afecțiune după răceală și gripă.